Da? 31 de kilometri, uitați până aici, până la pasarela Frenes. Vedeți? Uitați aici. Uitați. Ia uitați pe asta. Oamenii mănâncă, e totul ok, vine, gurgiu, gurgiu. Ia uitați și oraș frumos aici. Deja miroase la restaurant, a bere 1664. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte. Ia uitați cât de frumos este. Deci, una, când te plec cu bicicleta, admiri peisaje frumoase, peisaje ca acestea, ia uitați, și unul faci mișcare la gambe. Înțelegeți? Faci mișcare la gambe. Asta vreau să vă arăt. Ia să vedem cum se numește asta. Șopârlele astea care aici. Uitați. Înțelegeți? Asta-i treaba. Deja avem 2 ore de filmat. Ia uitați. Deci astea le găsim pe canalul la urc. Uitați pe aici. Un vei, uite, din 2018 a apărut pe canalul acesta. 2008 le-am văzut acolo. La Memmenberge. Aceeași locație în 2008. Și-a schimbat și locația până la urmă. Se numește Aretons de Nourir. Șopârlele astea mănâncă castraveți. Ia uitați ce frumos este. Copacul este super ok. Acum o să plec din pantă cu bicicleta. Adică nu o să urc pe jos. Ia uitați. Ai văzut? Acum, uitați pe aici, merg cu bicicleta. Un peisaj extravagant. Ia uitați. În câmpul ăsta aici stai căsuța. Deja aici dacă stai este super ok. Ai grădină și e super ok. Ia uitați. Bine, toate abandonate. Am pus lumea ceapă. Acolo a pus 2 stupi. Acolo este fermă de cai. Fermă de cai, uite așa cal roșu.
Ia uitați. Ia uitați ce peisaj aici. O să intrăm și în Paris iar cu bicicleta, să vă arăt niște videoclipuri pe acolo. Să vedeți traficul din Paris, zona metropolitană. Aici este fabrica de lemne. Ia uitați. Fabrică de lemne, copaci, ia uitați ce este acolo, tot felul de rășinoase, se lucrează angro aici, cred eu. Și ușurel, ușurel, ajunge pe la finalul canalului de urc. Bineînțeles, pot să merg și mai departe, dar ruta de aici nu prea o cunosc, bineînțeles o să văd o care-i treaba cu, dar... Uitați, a lăsat copacii. Ia uitați. Să nu ies pe autostrada, asta-i treaba. Și aici, când ajungi la capătul, la canalul de urc, el se împarte în două tranșe, și pe partea alta și pe partea asta. Și aici este un mini restaurant. Ia să vedem arta aici, avem arta aici. Cât am mers și cât am făcut până aici și o să vă arăt acum pe cameră cât am, câți kilometri. Acum să vă arăt unde sunt. Deci canalul de urc duce până la această locație. Deci vreau să spun că eu n-am mers așa de mult. Ia uitați unde sunt acum. Ia uitați. Acum sunt aici. Uitați, sunt aici, la Fresnes-sur-Mer. Aici sunt eu, uitați, zona asta de aici, la Messi. Și eu am pornit tocmai de la pantan de aici. De aici am pornit. De aici. Uitați cât am mers. Cu bicicleta. Uitați, canal de urc. Și am ajuns în zona asta. Apoi pot să merg așa, 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 la mios, triplot, la. Ia uitați. Trebuie să vă dați seama cât de departe este. Și aici se termină canalul de urc. Tocmai aici, uite aici. Ia uitați. Deci, este tot. Facem o fotografie la această artă. Deci am ajuns tocmai aici. Acum dacă merg în față, vă dați seama cât am mers. Săpăran, ori sub oa, bun. Deci avem ceva de mers. Uitați. Să mergem până aici așa la curte. La Siriei Poteri. Deci niciodată n-am ajuns până aici. Am mers cu urmă. Deci, oricum, este ceva de mers. Super tare, cred că
bucurie. Uitați-l aici. Da. Este ceva de mers. Cu bicicleta asta a mers foarte bine. Dacă mai merg în față, ajung la jumatea canalului de urc, tocmai de la Caris. Paris. Uitați, aici este destinația unde a ajuns americanul și bineînțeles peisajul este demonstrativ și bineînțeles mergem tot în față. Bom bom. Haideți să vedem care este treaba în față. Sunt și în zona aeroportului. Aeroportului Charles de Gaulle. Acolo este aeroportul Charles de Gaulle, uitați-vă în zona acolo. Am cam începe să bate vântul. Ia să vedem pe unde se duce ăla cu pista cu biciclete. Deci poți să mergi foarte lung, drum lung, să faci turul Parisului cu bicicleta. Ia uitați, pescadorii. Da. Ăsta văd că merge pe ruta aerantă tot în față. E rută și de mașini și de biciclete. Tura trecută eu am mers până aici, dar să continui această rută. Este de mers și trebuie să organizezi să pleci de foarte de dimineață să mergi pe ruta aceasta. Dar este totul ok. La Fresnes-sur-Mâne am ajuns. Tocmai în zona asta aici. Jarive la Fresnes-sur-Mâne, avec le vélo. Se trenua, auzi? Sa marș trebuie. Ei, sa rul trebuie la rul. Acum trebuie să intru eu pe autostrada asta, partea cealaltă, să vedem care e treaba. Ia uitați aici plantații. Deci timpul nu promite acțiune. Da, o să merg tot mai în față să vedem cum e treaba cu ruta. Că noi trebuie să mergem pe canalul acesta, dar să vedem. Ia uitați, în afara Franței. Deci este totul ok să mergi cu bicicleta. Da, este o rută extrem de bună. Poți continua pe malul apei fără nicio problemă. Ia uitați. Mergi pe malul lacului. Normal nu ai voie pe aici, dar americanul merge cu veloul. Și ca să nu te pierzi, mergi pe lângă apa asta. Ia uitați, e foarte simplu. Super tare.
super tare. Dacă urmezi cursul apei, vei ajunge locația mult dorită. Ia uitați. Oricum, până la finalul apei este de mers. Deja ăsta se duce încolo, eu trebuie să trec pe partea asta alaltă. Înțelegeți? Cum se treaba? Da. După cum v-am spus, eu trebuie să trec cu bicicleta pe aici. Ăsta e drumul. Dacă vrei să navighezi pe canalul de urc, mergi tot în față. Nu contează. Dar mergi foarte departe, te duci înainte, te duci înainte pe canalul de urc și vizitezi zona asta cu bicicleta. Este de mers. Ia uitați. Dacă drumul în față este ok, ar fi super. Se vede că se circulă cu bicicleta pe aici. Văd că este ok. Deci până la Fresenea am făcut aproape 2 ore jumătate. Văd că în față drumul se schimbă. Este ok. Ia uite, așa drum avem acum aici. Drum din piatră, dar este numai bun. Da, e super ok. Drumul este perfect. Perfect. Ia uitați rața. Ați văzut? De kilometri până aici, până la zona asta. 34. Aici trebuie să te asiguri și bineînțeles merge tot înainte. Nu știu dacă poți să
te bagi pe partea cealaltă, asta e treaba. Dar văd că drumul este ok pe aici, asta e treaba. Am uitat să iau bateria externă la mine, să încarc telefonul. Ia uitați ce peisaje frumoase. Uitați-vă aici. Uite, mă, merg pe până. Am ajuns la Charmentrap. Deci până la urmă este super ok. Uitați locația acolo. Charmentrai. Ia uita și peisaje aici. Ia să vedem pe unde ne duce drumurile astea. 35 de kilometri până aici avem. Deci, super tare. Deci drumul bine că este ok. Deci poți parcurge kilometri. Acolo nu știu, nu știu ce e jos acolo. Case, cabane. Case, cabane. Deci, dacă schimb în A5 sau în A6, pot să-i dau mai tare. Ia uitați. Super tare. Peisaje extrem de frumoase în afara Franței. Ia uitați. Piscină pe casă. Bătaie.
Ia uitați ce peisaj. Avem 35 de km la bord până acum. Vă dați seama și înapoi 100 de km. Așa, uitați acolo 36 de km mergi până acum. Deci am mers ceva oricum. Este ok. Nu știu pista asta de aici. Ia să vedem. Ia să întreb. Bonjour. Jusqu'à où se termine cet canal de urc? Se termine, este loin? Oui. Se loin combien de avec vélo? A vélo? Oui. Au bout du canal? Oui. 50 km? 50 km, oui. Dar se termine là-bas sur sûr, non? Ah oui, surtout. Oui. Oui, parce que je regarde l'art, il y a un art là-bas qui dit jusqu'à là, je sais pas où. Là, il y a Meaux. Oui. Ville de Meaux. Oui. Et le canal de l'ours encore au-dessus de Meaux. Ah. Il est, c'est pas ça, c'est un fait duo, hein? Comme ça, comme ça. Et si je suis cette route, jusque là-bas, je viens jusqu'à la Paris, j'arrive ici. Ah bon? De Paris, oui. C'est loin? Oui, je me trouve, je vais partir jusqu'à là-bas. Jusqu'à là-bas, après, si comme ça, je laisse le vélo là-bas, je rentre avec le train. S'il y a des trains. Merci. Au revoir. A zis omul că e 50 de kilometri. 50 de kilometri. Deci nu este mult. De kilometri. Îi fac în 2 ore. Și ajung tocmai la capătul urcului. Să nu vină ploaia, că dacă vine ploaia, este problemă. Deci, până acum am 2 ore și 40 de minute de mers. Ia uitați-vă aici. Am mers ceva timp. Deci până acum am 36 de kilometri la bord. Cu bicicleta asta, tohanul ăsta, uitați la aici. Și o să mai merg încă 50 până să termină toată apa asta. Tocmai de la Bobinii Raimond, tocmai de acolo. De acolo am pornit locația și o să merg tocmai la altă locație. Deci o să fie ceva de mers și bineînțeles americanul face 3 ore de mers. O să avem ceva de mers. O să fie super, super ok. Avem apă, avem pâine. Dar
înapoi, vedem cu ce ne întoarcem. Poate găsim un tren. Doamne ajută! Haide! Pornim în acțiune! Problema că merg foarte bine cu această bicicletă. Uite, dacă dau 2-3 pedale, pot să merg 10 metri. Uite, iasă de la copacul ăsta. Uitați până se oprește bicicleta. Ați văzut? Yeah! Pista văd că este bună. Super, ok. Ia uitați cât ai lac în partea cealaltă. Doamne ajută! Merg pe malul apei. Deja cum am văzut pe artă, dacă am ajuns la 57-100 de kilometri este cu totul de fapt, să zicem, 200 de kilometri. Vă dați seama? Trebuie să parcurgi 200 de kilometri astăzi. Vedem. Vedem cum merge totul și bineînțeles mergem înainte. Urmăriți videoclipul. Bineînțeles, asta nu e bicicletă de piatră. Adună iarbă. Uzină elevatoare de Tribaldou. Ia uite și este aici. Oricum avem și peisaje extrem de frumoase aici. Tot abandonat aici. Burci. Drumul este cam accidentat, dar este ok, e super tare.
M-a spus că nu este absolut nimeni pe aici. Ia uitați ce peisaje. Ia uitați. A început ploaia. Stai să ne capul. Deci, haide să vă arăt unde am ajuns, la Pod du Parc. Uitați aici. Așa. Uitați aici, am ajuns. Uitați aici. Acolo am ajuns. Ia uitați. Uitați aici, am ajuns. La Pont du Parc. 38 de kilometri de Paris. Cu Tohanul, ia uitați Tohanul. Tohanul este aici. Haide să plecăm. Avem aproape 3 ore de mers. Super tare. Super tare. O să mă cazez printr-o casă din acesta. Vedem. E culmea că am lăsat și portofelul acasă cu bani. Bineînțeles. Am vreo 10 euro la mine. 7 euro dacă nu mă înșel. Dar în noaptea asta o să fac canalul acesta de urc cu bicicleta frumos. Ia uitați. Vignelli. Automat o să găsesc un tren. Ia uitați. Îmi dau drumul pe Sena. Da. Bine că este drumul ok, că dacă nu era drumul ok, nu mă riscam să merg atâta. 50 de kilometri îi fac în 2 ore, dacă e cazul. Ia uitați, peisaje, casele sunt perfecte. Super ok.
Aici este peisajul verde de la Paris, aici. Ia uitați. În Paris nu prea găsești așa, dar aici e foarte multă liniște. Se vede că nu circulă nimeni pe aici. Găsești doi oameni la un kilometru. Hop. Ia să vedem pe unde urcăm. Să zic că merge pe aici, ia să vedem. 40 de kilometri până acum, la Pont de Vignei. La Vignei am ajuns. Deci, într-un orășel din Franța, Vignei. Gata, în sfârșit. Găsesc și o pistă bună de biciclete. Ia să vedem. Văd că începe ploaia. Să vedem care-i treaba. Poate ne lasă să termin acțiunea. Ia să vedem unde am ajuns. Ohoho, ohoho, na, este mult. Avem ceva de mers.